Domnule președinte, a venit liderul la Roșiori și a plecat cu 4-0 pentru Sporting. Vă așteptați la o victorie și dacă da, la un asemenea scor? Sincer să fiu, eu pe Podari i-am văzut în 3 jocuri, i-am văzut și la Chiașna, i-am văzut și la Vișina. Da, într-adevăr, o echipă bună, o echipă cu potențial, dar cred că noi astăzi ne-am autodepășit un pic. Ne-am dorit mult această victorie, eram acolo la Misunu, nu aveam chiar mari probleme pentru, chiar dacă pierdeam jocul, dar am rămas un pic surprins de jocul prestat de Titu. Nu ne-au creat niciun fel de problemă, ați văzut și dumneavoastră, poate scorul putea să fie mult mai drastic. Într-adevăr, două greșeli de portar. Nu mă așteptam, eu pe Iordan îl cunosc de foarte mult timp, chiar când am fost la președintele la Caransebe și l-am avut în lot pentru o perioadă de 2 sau de 3 săptămâni. Asta e, noi am fost mai buni, cred eu că ne-am dorit mai mult victorii astăzi. În iarnă a tot vorbit de remedierea dificultăților din atacul formației. 1-2 jucători, dacă vor veni, probabil că Sporting Roșiori de vede poate să capete curaj în azi și modifica chiar obiectivele mai ambițioase, pentru că, în principiu, cu un atac mai solid, Sporting poate deveni cu adevărat redutabil în această serie. Da, după cum am spus și astă vară, am spus așa ca 5-6 etape să suportere și lumea să aibă răbdare cu noi, că jocul va deveni mult mai, să spun așa, mult mai eficace. Într-adevăr, ne lipsește acest lucru, un vârf de gura porții. Avem un vizor, 1-2 jucători care i-am văzut, mergem să-i urmărim în continuare. Sperăm să-i putem lua. Obiectivul nostru rămâne același, clasarea în primele 6 echipe și aducerea cât mai multor spectatori la stadion. Ați văzut, contrar tuturor, nu știu cum să spun eu, condițiilor de vreme, timpul orei de disputare, și astăzi cred că am avut în jur de 800-1000 de spectatori în tribună, lucru care pentru mine este îmbucurător.